Salutări tuturor, bine v-am regăsit din nou, suflete dragi și frumoase, eu mă bucur nespus de mult că iarăși ne reîntâlnim, așa cum o facem săptămână de săptămână, cu zâmbetul pe buze și cu sufletul deschis, în așteptarea mesajelor de călăuzire, de ghidare din partea Universului a Ființelor de Lumină, pentru intervalul de timp 26 octombrie, 1 noiembrie. Și să vedem pentru această perioadă, pentru această săptămână următoare, cum se așează lucrurile pentru noi, ce ar trebui noi să știm. Situațiile în lume nu sunt chiar atât de roz, asta o știm cu toții și este bine ca fiecare zi să o primim cu multă bucurie, indiferent cum este, să rămânem optimiști, pozitivi, plini de speranță. Nu uitați că prin gândurile noastre pe care le proiectăm, ne co-creăm viitorul de mâine. Noi împreună co-creăm o nouă linie a destinului nostru și de aceea este bine să încercăm să fim cât se poate de conștienți, măcar unii dintre noi, să nu mai proiectăm frică în viitorul nostru, pentru că tot ceea ce gândim noi vom atrage. Haidem să rămânem plini de speranță, să ne încărcăm cu lumină, cu iubire și vom trece peste toate aceste încercări. Așa cum am mai spus-o de multe ori, tot ce a fost mai greu a trecut, ne-a mai rămas puțin și haidem să nu clacăm acum la final. Suntem în sezonul Scorpionului, avem foarte multă energie de apă, această energie de apă ne interiorizează, ne conectează cu subconștientul nostru, cu sufletul nostru, trăim așa o perioadă de reflectare interioară și totodată energia Scorpionului mai reprezintă moarte, renaștere, regenerare, transformare. În această perioadă, poate foarte multe lucruri pot să plece din viețile noastre, acele situații de viață sau acele persoane care nu ne mai sunt de folos. Este un sezon al transformării. Este bine să ne adaptăm cu aceste energii, să fim flexibili ca să nu ne rupem, așa cum am mai spus-o de multe ori. Să încercăm să nu opunem rezistența la nivel interior, ca să nu suferim mai mult, da? Și să vedem ce informații vom primi noi în această citire. Totodată în acest sezon, foarte multe secrete se vorbesc în spatele ușilor închise. Și vedem cu toții că există în lume foarte multă manipulare. Dar odată și odată, toate aceste secrete vor ieși așa la suprafață. Haidem să ne conectăm, să vedem care ar fi mesajul săptămânii următoare, un mesaj general din înțelepciunea tarotului. Trebuie să știți că pe data de 31 avem și lună plină în Taur, tot în această zi avem și Halloween. În această zi vălurile dintre lumi sunt foarte subțiri și cu această energie a apei, cu Mercur retrograd în Scorpion, avem capacitatea să ne conectăm cu lumile de lângă noi, lumile invizibile și să primim tot felul de mesaje. Și noi sărbătorim în această zi, ziua morților, în 31. Ia să vedem ce ne transmite tarotul. Ia să vedem ce energie vine spre noi, ca și mesaj. Mă conectez cu aceste carduri, să vedem ce primim pe legea atracției, rezonanței, prin puterea intenției, ce vine spre noi, ce ni se oglindește în subconștientul nostru colectiv, ce ar trebui noi să înțelegem. Și mesajul pentru noi vine împărăteasă. Un mesaj foarte bun, să fim plini de speranță. Împărăteasa reprezintă belșug, sănătate, succes. Să știți că această lună plină în Taur este o energie legată de pământ și poate aduce foarte multe materializări, succese, da? Ne gândim cu toții la ceva nou. Împărăteasa este însărcinată și așteaptă acel copil, acel nou, acel proiect pe care îl dorim noi, acele semințe plantate, o să vină la timpul potrivit. Împărăteasa nu știe cum va fi acel copil pe care îl poartă în pântec, așa și noi nu știm cum va fi proiectul nostru. Dar este o carte așa plină de speranță. Vom primi, poate unii dintre noi, recompense, bani, succes, belșug. Este o carte plină de pozitivitate, 3, da? Este o carte de destin pentru că a ieșit o arcană majoră. Este bine să rămânem pozitivi, situațiile chiar dacă par atât de întunecate, negre, dar în realitate nu sunt chiar așa cum par, așa cum ni se transpun la TV, da?
Ia să vedem îngerii cum ne încurajează. Să vedem. Le voi amesteca. Voi face consacrare, așa cum o fac eu mereu, Tată Cerești și Suprem, aici acum îți consacru această citire în mod total și necondiționat. Te rog, ghidează-mă, inspiră-mă și trimite-ne nouă celor care vom vedea acest video, acele mesaje de încurajare, de susținere, cu tot ce ar trebui noi să știm, să auzim, să înțelegem pentru intervalul de timp 26 octombrie, 1 noiembrie. Ia să vedem ce primim, ce ne transmit îngerii. Și îngerii ne transmit să avem încredere în mama, tatăl, Dumnezeu, să ne conectăm cu Universul. Universul noi suntem și Dumnezeu există prin scânteia noastră divină în fiecare dintre noi. Să avem încredere în Creator, să ne conectăm la Univers. Asta ne transmite. Să nu avem teamă de viitor, de ziua de mâine, să rămânem încrezători, să ne aducem aminte de puterea noastră interioară, de puterea noastră nelimitată, care există în noi toți, dar ea trebuie descoperită, da? Și cu aceste energii de apă ne conectăm mai mult la interiorul nostru. Conectează-te la puterea ta de co-creator, la Dumnezeul din tine, activează, scoate-l la suprafață. Provocarea săptămânii, să vedem care ar fi provocarea săptămânii, vine de la Îngerul Păzitor. Să ne conectăm cu Îngerul Păzitor. Ne va transmite multe informații, ne va ghida, ne va ajuta să ne creăm o conexiune mai specială, mai apropiată cu Îngerul nostru Păzitor. Asta ne transmit îngerii. Să ne chemăm ghizii noștri, Îngerul nostru Păzitor, să ne susțină, să ne protejeze, să avem o conexiune mult mai strânsă între noi și Îngerul nostru Păzitor, între noi și ghizii noștri, da? Putem să avem un înger sau mai mulți îngeri, acum depinde de fiecare, da? Ia să vedem cum închidem această săptămână, ce ni se transmite, că vin foarte multe oportunități și schimbări. Deci situațiile nu sunt chiar atât de gri așa cum ni se spune la TV, așa cum par. O să vină foarte multe oportunități și schimbări. Așa ne transmite și tarotul. Belșug, sănătate, succes. Chiar dacă situațiile sunt cum sunt acum, dar o să vină multe oportunități, foarte multe schimbări pentru binele nostru mai înalt. Să rămânem încrezători, să nu clacăm, să nu fim supărați, să primim fiecare zi așa cum este, să fim recunoscători pentru o nouă zi. Recunoștința are o mare putere de atracție. Atunci când ești recunoscător față de ceea ce îți oferă viața, cu siguranță vei atrage mult mai multe ca și un magnet din univers. Să vedem care ar fi și arhanghelul săptămânii, cine vine să ne sprijine. Ia să vedem, cine vine. Îi invit alături de noi în această sesiune pe toți arhanghelii care vor să ne susțină și acel arhanghel care dorește să lucreze cu noi, să se reveleze aici și acum și să ne aducă acel mesaj. Ia să vedem ce mesaj vine pentru binele nostru mai înalt. Și vine arhanghelul Jeremia și spune că totul va fi bine. Situațiile nu sunt chiar așa cum par a fi, da? Sunt foarte multe ascunzișuri în această perioadă. Ni se prezintă lucrurile eronat. Există în lume foarte multă manipulare. Situațiile stau altfel în realitate. Asta o știm cu toții și totul va fi bine. Adevărul va ieși la momentul când va fi îngăduit de divinitate, la suprafață, la iveală, totul va fi bine. Deci să nu rămânem chiar așa încrâncenați, supărați, că în lume sunt atâtea și atâtea cazuri de infectări, că situațiile par atât de dramatice. Totul va fi bine. Totul ni se arată diferit, da? Dar în realitate există altceva. Vin multe binecuvântări ascunse. Și m-am gândit să mai iau un mesaj de la Arhanghel în legătură cu luna plină din data de 31 în Taur. Să vedem această lună plină ce mesaj are pentru noi. Ia să vedem ce ni se transmite. Eu am formulat această intenție, am trimis-o către Arhanghel și să vedem ce ni se revelează, ce primim. Luna plină în Taur, mesajul ei către noi. Și mesajul lunii pline în Taur, miracole de la Metatron. Deci această lună plină în Taur s-ar putea să vină cu foarte multe surprize, cu rezolvări, cu miracole, cu
multe daruri, da? Pentru că așa ne transmite și tarotul. Succes, vine o perioadă de materializări, ceva bănuți, ceva împliniri pentru noi, da? Este o lună plină care ne poate aduce miracole, rezolvări ale unor situații pe care le așteptam noi de foarte mult timp. Luna plină, în general, încheie anumite cicluri, anumite situații de viață. Și această lună plină în Taur, cum are o energie legată de pământ, aduce foarte multe materializări. Deci să ne readucem aminte de co-creatorul din noi, să fim conectați la Dumnezeul din noi, să-L scoatem la suprafață. Trebuie să fim conștienți că fiecare dintre noi este un co-creator. Noi, prin gândurile noastre, ne co-creăm realitatea de mâine. De aceea este foarte important ceea ce emitem, da, noi? Pentru că noi, dacă emitem mereu negativitate, vom avea parte de negativitate. Dacă vom fi bucuroși, o să râdem, o să zâmbim, cu siguranță ziua de mâine ne va aduce ceea ce am emis noi. Este foarte simplu, dacă am înțelege aceste legi, dacă am fi conștienți de ceea ce suntem noi, cu siguranță nu am mai trăit atât de încrâncenați, atât de supărați, atât de deprimați. Viața pe pământ este frumoasă, putem alege cum să o trăim. Îngerul păzitor ne transmite să ne conectăm cu el, el ne poate ajuta. În această săptămână, aceste văluri dintre lumi sunt așa mult mai subțiri și putem să avem conexiuni mai speciale cu ființele de lumină și există o perioadă în care vor veni foarte multe oportunități, schimbări spre sfârșitul săptămânii cu această lună plină în Taur și totul va fi bine. Este bine să nu clacăm, asta ne transmite Arhanghelul Jeremel, da? Totul este diferit, așa cum ni se spune la TV, pentru că totul este acum vorba și despre o mare manipulare, dar această manipulare este îngăduită ca și o școală pentru noi, da? Până la urmă ne vom trezi cu toții și adevărul va ieși la lumină atunci când va fi îngăduit de către divinitate. Eu vă mulțumesc, dragilor, vă urez o săptămână plină de împlinit, o săptămână ușoară, plină de binecuvântări. Pe curând, namaste!